Aveți informații că sunt animale sălbatice aici? Doar ce am văzut în presă. Ce anume? Ce știți dumneavoastră? Ce ați dat dumneavoastră în presă? Care este misiunea noastră asta? Vom desfășura un control și în funcție de ce vom găsi aici, vă vom reveni cu informații. Polițiști, inspectori de la Garda de Mediu și Direcția Sanitar-Veterinară au mers în control la grădina zoologică amenajată ilegal de executorul judecătoresc. În urma verificărilor făcute, oamenii legii au întocmit pe numele bărbatului dosar penal pentru deținere de animale luate din natură fără drept. În mini-grădina amenajată în picior de munte au fost găsiți lei, cerb carpatin, mai multe specii de păsări, muflon, capre, dromaderi și șerpi. Până la definitivarea cercetărilor, animalele vor rămâne în custodia proprietarului. Acesta riscă amendă sau pedeapsa cu închisoarea de la 3 luni la un an. Dumnealui și-a luat angajamentul că în termen de o săptămână de zile va depune toată documentația, inclusiv că mai aveau anumite acte de proveniență a animalelor, le avea la București, să vină într-o săptămână de zile cu toate documentele și că depune documentația pentru a se autoriza ca și menagerie, și pentru că autorizându-se ca și menagerie nu este obligatoriu să ții deschis pentru publicul larg tot timpul. Femeia în vârstă de 31 de ani, care a suferit răni grave la cap, pe corp și pe mâini, după ce a fost agresată de leul aflat în proprietatea executorului judecătoresc, a fost transferată de la Târgoviște la Spitalul Floreasca din capitală.